Din nou în legătură directă cu sala Gheorghe Tadic din Zalău, aici unde se desfășoară meciul din prima etapă dintre HC Zalău și CSM București. La pauza confruntării, scorul este 13-13. Avem parte de o egalitate neașteptată, aș spune, însă luând în calcul felul cum s-a jucat partida, trebuie să lăudăm echipa din Galați, din Zalău, care a rezistat eroic în meciul cu CSM București. Dana Betcader a evoluat formidabil și a înscris 8 goluri. Andreea Tecară și Cristiana Nica au punctat de câte două ori pentru Zalău. De partea cealaltă, Laura Moisă și Gabriela Perianu sunt cele mai bune marcatoare ale CSM-ului prin 3 reușite. Acum vine un nou gol în debutul reprizei secunde de la Dana Betcader, care ajunge la 9 reușite în această partidă. Extraordinar a evoluat jucătoarea născută la București, 14-13. Să vedem replica echipei din capitală, Gabriela Perianu pentru Lechiș. Lechiș se află la coordonare, Clicovaț și Perianu sunt inter pe poziția de extrem, evoluează Laura Moisă și Gârbici. Pivotă este Crina Pintea, acum se apără perfect Zalăul, dar mingea rămâne în posesia echipei din capitală, care va încerca să restabilească egalitatea. Partida prima din etapa cu numărul 1 al Ligii Florilor este arbitrată de către Paul Iacob din Brașov, respectiv Silviu Savu din Pitești. Observator din partea Federației Române de Handbal a fost desemnat Anton Bogdan din Iași. Primește Laura Moisă pentru Perianu, combinație cu pivotul, Crina Pintea este ținut acolo și faultată dură de către Dana Betcader. A funcționat perfect dublajul Zalăului pentru a opri-o pe Crina Pintea. Foarte dificilă de apărat pivotul echipei naționale. Acum Andreea Lechici este faultată pe această pătrundere de către Dana Betcader. Sunt în prepasivă fetele lui Thomas Ride. Clicovaț, vine răspunsul CSM-ului de la Andreea Clicovaț. 14-14. Betcader îi pasează Alexandre Severin, acum mingea la Andreea Tecar. O combinație cu extrema, atrage puternic în bară Cristiana Nica și scapă fără gol primit CSM-ul. Gârbici, Lechici acum. Gârbici își calculează pașii și pătrunde în zonă centrală, dar este faultată pe această pătrundere. Gârbici a înscris 4 goluri în prima repriză a confruntării. Jucătoarea originară din Muntenegru, care a mai evoluat la Buducnost sau la Vardar Skopje, a primit și o aruncare de la 7 metri pe care tot ea o va executa. Gârbici față în față cu Raluca Kelemen, o aruncare cu podeaua și golul cu numărul 15 al echipei din capitală, care a transferat numai puțin de 10 jucătoare în vară. Crina Pintea, Denisa Dedu, Nora Mărc, Gabriela Perianu, Laura Moisă sau Linea Torstenson s-au alăturat echipei din București. În schimb, de la CSM au plecat Iovanca Radice, Vicianeta Udriștoiu, Savina Jacobson, Amanda Kurtovic sau Maida Mehmedovic. Acum o aruncare de la 7 metri dictată în favoarea Zalăului. Dana Betcader va avea șansa să-și treacă în cont reușita cu numărul 10 în acest meci. Betcader trage puternic la colțul stâng și o învinge pe Denisa Dedu, 15-15. Perianu pasează Andrei Lechici, se luptă senzațional pentru minge jucătoarele de la Zalău, iată și pe Sabrina Laze acum, aceeași Dana Betcader este faultată în momentul aruncării de către Gabriela Perianu, care ia loc și pe banca de rezerve. Va fi a doua eliminare văzută de Gabriela Perianu după acest fault dur la Dana Betcader. Iată și reluarea, ea blocată, brațul la
tentativă de aruncare, Perianu Danei Abedelkader, iar Dana Abedelkader se află din nou la linia de 7 metri, schimbă portarul Thomas Ride și o introduce pentru prima oară în acest match pe Elena Grubisic, care își apără Elena Grubisic cu piciorul această aruncare puternică a Danei Abedelkader, o primă paradă de senzație pentru Grubisic. A mai jucat la Locomotiva Zagreb, Crim Ljubljana și Gheorghe, portarul care a câștigat Liga Campionilor cu CSM București. Abedelkader pentru a dea Tecar acolo, cât pe ce să se dicteze forțare împotriva Andrei Tecar. În cele din urmă, arbitrul consideră că Zalăul va beneficia de o nouă aruncare de la 7 metri după acel fault al Itanei Gârbici la Andreea Tecar. Vor fi și două minute de eliminare pentru CSM București. Elena Grubisic ia loc pe banca de rezervă. Două jucătoare în minus pentru formația din capitală. Reintră în poarta CSM-ului Denisa Dedu și va executa această aruncare de la 7 metri. Numărul 3, Diana Nichitean, o sportivă transferată în vara anului 2017 aici la Zalău. Nichitean scrie primul gol în acest match pentru Diana Nichitean. Momente bune în tabăra formației lui Gheorghe Tadic, care se află la conducere. Avantaj de un singur gol pe tabelă pentru CSM București. Dificilă de gestionat acest minut de către echipa lui Thomas Ride, în condițiile în care două sportive lipsesc de pe teren. Perianu are mai puțin de un minut de eliminare. Acum Iulia Curea. Curea pentru Gârbiș. S-a încercat o pasă cu Andreea Clicovaț, dar mingea este câștigată de Zalău. Aruncă Raluca Kelemen și înscrie din propriul teren. Senzațional! Raluca Kelemen a văzut poarta CSM-ului goală și nu a ezitat Raluca Kelemen pentru a înscrie cel mai frumos gol al partidei. 17 la 15 scorul. Să vedem ce replică poate oferi vicecampioana României. A intrat pe teren și Crina Pintea. Acum Itana Gârbici este ținută de către Cristiana Nica. Încă 5 secunde de inferioritate numerică pentru Gabriela Perianu, de eliminare, mă scuzați, pentru Gabriela Perianu. Iată și pe Gabriela Perianu cum revine pe teren. Va fi aruncare de la 9 metri pentru CSM București. Lechici îi pasează Gabriele Perianu, scapă această minge Gabriela Perianu, posibil și din cauza unui fault. Cert este că HC Zalău are șansa să treacă la 3 goluri în avantaj. Alexandra Severin la minge pentru Andreea Tecar. Acum mingea ajunge la Cristiana Nica. Gol 18 la 15. O boltă de efect pentru capitanul Zalăului. A ajuns în anul 2016 la HC Zalău și a mai evoluat la echipe precum Cetate Deva, CSM Ploiești și Unirea Slobozia. Va împlini în curând 32 de ani Cristiana Nica. Acum Gabriela Perianu se întoarce, Crina Pintea, și este faultată acolo de către Zălăoance. Teodora Popescu a făcut fault. Atac în formulă completă acum CSM București. Clicovaț pentru Andreea Lechici. Vine în zona centrală, Andreea Lechici o găsește perfectă pe Gabriela Perianu și iată ce replică în forță oferă CSM București prin Gabriela Perianu. A ajuns deja la 5 reușite în acest meci fosta jucătoare a celor de la Siofoc, componentă a echipei naționale. În imagine Torstenson, un stâlp în apărarea CSM-ului, Linea Torstenson, alături de Crina Pintea. Momente foarte bune însă pentru fetele lui Gheorghe Tadic. Severin vine la primire Andreea Mihart,
Acum Andreea Tecar, Tecar pătrunde în forță, Tecar, gol reușit de jucătoarea adusă de la Minaur Baia Mare, 19-16. Abordează cu foarte mult curaj această partidă jucătoarele lui Gheorghe Tadic. Nu se tem de numele CSM-ului și sunt împinse de la spate de un public electrizant aici în sala Gheorghe Tadic. Acum Andreea Lechici este faultată de către Alexandra Severin. Cred că putea vedea și un cartonaș galben Severină pentru această intervenție la Lechici. Aruncare de la 9 metri pentru CSM București. Moisa a venit în zonă centrală. Gabriela Perianu este blocată acum de Sabrina Lazea. A făcut o primă parte extraordinară în defensivă. Sabrina Lazea a fost efectiv pe tot terenul. Jucătoarea în vârstă de 19 ani de la HC Zalău. Acum posesie irosită de formația din capitală, iar Zalăul are șansa să treacă la 4 goluri în avantaj. Publicul simte acest moment bun pentru favoritele lor. Galeria își face simțită prezența în acest moment al partidei. Nica îi pasează Andrei Tecar. Mingea a ajuns acum la Alexandra Severin. Dana Aved Cader a primit Teodora Popescu. Este faultată Teodora Popescu de către Linea Torstenson și primește aruncare de la 9 metri HC Zalău. Multe absențe la CSM București, așa cum vă spuneam, Cristina Neagu, Nora Mărc, Dragana Țvice, Elizabeth Omoreghe sau Carmen Martin nu evoluează pentru echipa lui Thomas Vide. De partea cealaltă, Zalăul nu poate conta în acest meci pe proaspăt transferata Irina Ivan, însă nici nu cred că avea nevoie Gheorghe Tadic de Irina Ivan în condițiile în care Dana Abed Cader oferă un meci senzațional pe faza ofensivă și înscrie un nou gol reușit acum numărul 20 pentru HC Zalău. 4 goluri avantaj acolo și un cartonaș galben văzut de antrenorul secund de la CSM București, Adrian Vasile. Sunt nemulțumiți oficialii echipei din capitală de maniera de arbitraj. Paul Iacob din Brașov, respectiv Silviu Savu din Pitești, conduc această partidă. Lazea se apără agresiv la Andreea Lechici. Lechici pentru Perianu. Acum o angajează Perianu pe Crina Pintea, dar apără Raluca Kelemen. Foarte bună intervenția în primă instanță a Raluca Kelemen, dar s-a fluierat înainte un fault și va fi o aruncare de la 7 metri pentru CSM București. Itana Gârbici se pregătește să arunce de la 7 metri. Schimbă portarul Gheorghe Tadic și o introduce pentru prima oară pe teren pe Sara Abed Cader. Ea este sora Danei Abed Cader și a fost adusă la Zalău în această vară. A mai evoluat la Dinamo și la Știința București. O are în față pe Itana Gârbici. O fentă a Itanei Gârbici și gol înscris fără probleme de către jucătoarea din Muntenegru. A făcut și o primă repriză foarte bună sportiva în vârstă de 20 de ani, născută la Podgorița. Acum Gabriela Perianu o faultează acolo pe Andreea Tecar. 20 la 17, minutul 41 al disputei. Mai puțin de 50 de secunde de inferioritate numerică pentru CSM București. Itana Gârbici o blochează pe Andreea Tecar. Aruncare de la 9 metri pentru Zalău. Teodora Popescu, minge ajunge în extremă la Andreea Mihart, care forțează Andreea Mihart. Perfect a stat în defensivă Laura Moisă. Are experiență fosta jucătoare de la Corona Brașov, componentă a echipei naționale, care a câștigat practic mingea pentru formația sa prin felul cum s-a poziționat în defensivă. A scos din nou portarul Thomas Ride. Lechici pentru Clicovați. Clicovați faultată de către Sabrina Lazea, care vede și 2 minute de eliminare.
Acum este rândul Zalăului să abordeze meciul cu o jucătoare în minus. În schimb, CSM-ul mai are 3 secunde de inferioritate numerică. Linea Torstenson a luat loc pe banca de rezerve. A expirat inferioritatea numerică și a reintrat în poarta CSM-ului Grubišić. Acum colegele sale combină perfect. Mingea ajunge în extremă la Mois, care înscrie 20-18. În imagine, Laura Mois, o jucătoare în vârstă de 30 de ani, născută la Bacău, are în palmares 2 medalii de bronz și una de argint în Liga Națională. A cucerit, așa cum vă spuneam, medalia de bronz la campionatul mondial din 2015 cu echipa națională. Poate profita acum CSM-ul de superioritatea numerică. Nica se repliază bine, Gârbici. Ce linie defensivă formidabilă are CSM-ul cu Torstenson, Crina Pinta și Perianu. Acum Dana Abed, Kader se ciocnește de Laura Mois. Este necesară și intervenția echipei medicale după această acțiune dură. Să vedem și reluarea. Da, o acțiune dură acolo. Ambele jucătoare s-au accidentat. Laura Mois era pe punctul de a cădea dinainte să se ciocnească cu Dana Abed Kader. Se ridică însă Laura Mois, se ridică și Dana Abed Kader. Iar Zalăul va beneficia de o aruncare de la 7 metri. Se pregătește din nou să execute numărul 3, Diana Nichitean. Nichitean față în față cu Grubišić. A apărat adineauri Elena Grubišić, o aruncare de la 7 metri. Da. Vine și golul pentru Diana Nichitean. Între timp s-a fluierat, s-a dictat o eliminare de 2 minute la Laura Mois. Perianu pentru Andreea Lechić. Pătrunde în forță și înscrie numărul 15, Andreea Klikovac. 21-19 după reușita sportivei de 28 de ani. A jucat de 2 ori finala Ligii Campionilor și a obținut alte 3 locuri, 3 alături de echipa națională a Muntenegrului. A câștigat campionatul mondial, campionatul european din 2012. Din Serbia. Ambele echipe au câte o jucătoare în minus. Sunt în prepasiv jucătoarele lui Gheorghe Tadiș. Teodora Popescu o găsește pe Dana Abed Kader, dar iese la timp Elena Grubišić. Încă 45 de secunde de inferioritate numerică pentru CSM București. Reintră Andreea Lechić. A intrat pe poziția de extremă și capitanul Iulia Curia. Klikovac și Perianu sunt interii trupei din capitală. Pe poziția de pivot evoluează Crina Pintea. Perianu imediat întâmpinată de blocajul zălăoancelor. Andreea Tecar și Cristiana Nica nu i-au dat șansa unei noi pase adversarei. Lechić găsește drumul spre poarta Raluca Kelemen. Andreea Klikovac care înscrie și CSM-ul își revine. Să vedem replica Zalăului. Apără Elena Grubišić, senzațional această aruncare blocată de Elena Grubišić. I-a stins efectiv lumina Cristianei Nica, Elena Grubišić. Iar colegele sale au șansa să egaleze situația pe tabela de marcaj. Atacă acum în formulă completă trupa lui Thomas Ride. A reintrat Laura Mois. Primește Lechić. O piruetă a Andreei Lechić acolo, care a fost faultată. Va fi aruncare de la 9 metri pentru vicecampioana României, care ne va reprezenta țara din nou în cea mai importantă competiție rezervată cluburilor din Europa. Și egalează CSM București, un nou gol venit de la Andreea Klikovac, 21-21.
Și avem parte de un timeout solicitat din partea lui Gheorghe Tadic. Au irosit avantajul jucătoarele sale și să vedem ce are de spus antrenorul. Jalon în apărare. Nu te natai pe unul la unul. Trage depășirea lui aia care se mișcă ca bunica mea. Asta, asta ce-a cerut. Mișcă-te! Nu te mai tot izola! Nu te mai tot în exterior! Haide! Vrea mai multă atenție în defensivă Gheorghe Tadic din partea elevelor sale. Au primit goluri destul de ușor zălăoancele. Andreea Cricovaț a spart întotdeauna defensiva Zalăului și a reușit să egaleze situația pe tabela de marcaj. Este 21-21. Sunt multe schimbări și la HC Zalău. Vă spuneam, Valentina Panic a plecat la Măgura Cisnădie, Roxana Sălă și evoluează la Minaur Baia Mare. De asemenea, nu mai joacă la Zalău nici pivotul Raluca Irimia. În timp ce Andrada Mihalcea și Paula Bișană Teodorescu lipsesc din echipa lui Gheorghe Tadic din cauza unui motiv cât se poate de frumos. Ele vor deveni în viitorul apropiat mame. Chiar și așa, Gheorghe Tadic s-a orientat spre mai multe jucătoare tinere. Una dintre ele este Andreea Tecară, cea care a scos un fault acum. Dana Abedă Cader este în zonă centrală, îi pasează Andrei Tecar, acum Alexandra Severin, să vedem cum vor rezolva această fază zălăoancele. Linea Torstenson o faultează pe Andreea Tecar, trebuie să găsească drumul spre poarta Elenei Grubișici, altfel se va plera pasiv. Clicovaț o faultează pe Andreea Tecar, rezistă defensiva CSM-ului. Să vedem aruncarea Alexandrei Severin în blocaj și minge câștigată de CSM București în minutul 47 al duelului, primul din această etapă. Vă spuneam, campionatul a început încă de ieri, iar în primul joc am avut parte de un egal între Minaur Baia Mare și CSM Măgura Cisnădie, scor 25-25. Acela scor s-a înregistrat și la jocul dintre Slobozia și CSM Slatina. De asemenea, Corona Brașov a învins-o pe rapidă cu 30-20, iar Buzăul a surclasat-o pe Ucluș cu 32-22. Acum s-a dictat acolo un fault dură pe contraatacul Zalăului, nemulțumită Gheorghe Tadic de această decizie. Arbitrul ar fi vrut și 2 minute de eliminare, să vedem reluarea. Dar ar fi vrut 2 minute de eliminare la Itana Gârbici, cea care a faultat-o pe Teodora Popescu. În atac Zalăul, Andreea Tecar ocupă poziția de coordonator. Pasează Danei Abed Cader, acum Alexandra Severin luptă pe semicerc Teodora Popescu cu Pintea. Încearcă să primească Teodora Popescu mingea, dar este faultată de către Pintea. Tot ieri, SCM Râmnicu Vâlcea a trecut în direct, în direct la TVR de Dunărea Brăila cu scorul de 24-18. Iar în această dimineață, tot în direct la TVR, SCM Craiova a învins-o pe Gloria Bistrița cu 24-22. Severin îi pasează Andrei Mihart, faultat Mihart. A fost și ea prezentă la campionatul mondial Under 20 de la Debrecen. Acum se dictează un fault acolo la Alexandra Severin. Crina Pinte a fost cea care a faultat-o pe Severin. Tecar pentru Mihart. Din nou fault. Și 2 minute de eliminare primite de numărul 15 din tabăra CSM-ului. Este vorba de Andreea Clicovaț.
din nou în inferioritate numerică vicecampioana României, cea care își propune să câștige din nou titlul de campioană în România, dar să aibă și un parcurs cât mai strălucitor în Liga Campionilor. Alexandra Severin primește acum un fault și va fi și aruncare de la 7 metri pentru HC Zalău. Au călcat în semicercul jucătoarele bucureștencelor și intră pentru a arunca din nou de la 7 metri numărul 3, Diana Nichitean, un inter stânga în vârstă de 21 de ani. Dar apără Elena Grubișici, foarte greu de învins portarul CSM-ului și se păstrează egalitatea, prieteni, 21-21, când ne pregătim să intrăm în ultimele 10 minute ale meciului. Tecar pentru Cristiana Nica, înapoi la Tecar, ar fi vrut să primească mingea Teodora Popescu, scapă în primă instanță Cristiana Nica, ajunge mingea la Teodora Popescu, combinație cu Dana Bedă-Cader, care nu poate recepționa această minge, iar CSM-ul are șansa să treacă din nou în avantaj. Itana Gârbici a fost faultată de către Sabrina Lazea. Încă 25 de secunde de inferioritate numerică pentru elevele lui Thomas Ride. Torstenson. Torstenson blocat de Popescu. Lekić, foarte cerebrală, calmează acest atac al CSM-ului. O combinație cu Gabriela Perianu. Mingea merge în extremă la Itana Gârbici, faultată dură de către Cristiana Nica. Atacă cu 6 jucătoare de câmp acum echipa lui Thomas Ride, după ce a expirat eliminarea Andrei Clicovaț. Și ce gol frumos vine acum de la Torstenson. Iată, superb felul cum s-a înălțat Interul în vârstă de 36 de ani, născută la Stockholm în Suedia. Din 2005 și până în 2016 a jucat la Naționala Suediei, alături de care a câștigat argintul la campionatul european din 2010. Acum se năpustește spre poarta lui Grubisic, numărul 15 de la HC Zalău, Andreea Mihart, care a scos și o aruncare de la 7 metri, dacă am văzut bine, a călcat semicercul Andreea Clicovaț. Foarte strânsă această partidă. Dana Bedă-Cader poate restabili egalitatea, dar senzațional felul cum apără Elena Grubișici. Nu a început meciul ca titulară, însă s-a impus într-o manieră autoritară pe parcursul duelului. Elena Grubișici a apărat aceste aruncări de la 7 metri care pot conta enorm în economia partidei. Iar CSM-ul se poate distanța acum la 2 goluri pe tabela de marcaj. Să vedem schema elevelor lui Ride. Andreea Lekić scrie cu toată opoziția Alexandrei Severin. Spectaculos golul sârboaicei. Contraatac rapid al Zalăului, dar se dictează forțarea acolo la Sabrina Lazea. A rezistat defensiva CSM-ului și se păstrează scorul de 23-21. S-a pripit Sabrina Lazea la faza precedentă. În etapa viitoare, CSM București va primi vizita celor de la SCM Gloria Buzău, în timp ce Zalăul se va deplasa la Craiova. Acum este rândul Ralucăi Kelemen să blocheze aruncarea Gabrielei Perianu. Vă spuneam în debutul transmisiunii, Raluca Kelemen a fost desemnată, atenție, cel mai bun portar din Europa la categoria under 21 de ani. A făcut junioratul la CSS Caracal, apoi a venit la HC Zalău. A făcut un mondial universitar extraordinar anul trecut la Debrecen.
Lekic luat om la om de către Sabrina Lazea. A fost o combinație cu Clicovață, dar s-a fluierat pași acolo. Contraatac al Zalăului, Teodora Popescu. Scrie acolo Teodora Popescu și două minute de eliminare pentru Gabriela Perianu. Este a treia eliminare pe care o vede jucătoarea CSM-ului. 23-22. Trei eliminări dictate împotriva Gabrielei Perianu, care nu va mai evolua în acest meci. Merge imediat la vestiare fosta jucătoare a celor de la Siofoc, componentă a echipei naționale. Și din nou CSM București rămâne fără o jucătoare într-un moment important al partidei. Mai puțin de o minute rămase din această confruntare, avantaj minim pe tabela de marcaj pentru CSM București. Linea Torstenson va coordona acest atac. Lekic și Clicovaț sunt pe pozițiile de inter. Extreme, la poziția de extreme evoluează Gârbici și Laura Moisă. Acum linea Clicovaț pentru Torstenson. Aceeași Gârbici, primește Andreea Lekic, scapă mingea în primă instanță și comite pașa Andreea Lekic, poarta CSM-ului este goală și vine golul de la HC Zalău, 23-23, au profitat perfect de faptul că nu se afla un portar pe poziție la CSM București, iată și reușita zălăoancelor. Ce final ne așteaptă, prieteni, în prima etapă a campionatului. Zalăul oferă o replică dârză vicecampioanei României. Acum Raluca Kelemen se opune. Din nou poarta CSM-ului este goală și vine golul înscris acolo de HC Zalău prin Cristiana Nica. 24-23. Este Bacarm aici în sala Gheorghe Tadici. Publicul simte momentele bune ale favoriților, în timp ce Thomas Ride vrea să pună piciorul în pragă și solicită un time-out. A căzut din nou CSM București. Să vedem ce indicații va avea tehnicianul suedez al vicecampioanei României. A încercat Thomas Ride să-și îmbărbăteze jucătoarele în condițiile în care Zalăul a avut parte de o revenire de senzație și a trecut din nou la conducerea partidei. Este 24-23 în minutul 54 al meciului. În continuare, cu o jucătoare în minus, va aborda CSM București acest moment. Linia Torstenson pentru Lekic. Acum Clicovaț, o piruetă de efect a Andrei Clicovaț. Se opune Raluca Kelemen, luptă aprigă pentru minge, dar prin aprintea comite pași acolo. Mingea rămâne însă în posesia CSM-ului. Torstenson își calculează pașii. Torstenson și iată că vine reușita de care avea mare, mare nevoie CSM București de la Torstenson. Acum o intercepție a Itanei Gârbici. Se joacă pe contre în acest moment. Lekic pentru Torstenson. Au nevoie de calmă fetele lui Thomas Ride pentru a trece din nou la cârma partidei. Este 24-24. Torstenson se înalță. Torstenson apără Kelemen. Mingea este câștigată acolo de către zălăoance, deși în primă instanță Torstenson a fost aproape să fure balonul.
Probleme pentru Sabrina Lazea la genunchiul stâng după acea luptă aprigă la minge. Primește îngrijiri medicale Sabrina Lazea, a evoluat foarte, foarte bine în acest meci și a depus un efort remarcabil, în special pe faza defensivă. Acum problemele jucătoarei Sabrina Lazea par destul de serioase. Nu ne doream o astfel de accidentare pentru niciuna dintre sportivele formidabile pe care avem plăcerea să le urmărim împreună în prima etapă a campionatului. Se anunță, prieteni, un sezon incendiar în Liga Florilor. Tocmai de aceea merită să aducem în discuție și câteva statistici interesante realizate de către cei de la handbal feminin. De exemplu, Zalăul are cea mai tânără echipă din moment ce media de vârstă a fetelor lui Tadic este de 22 de ani. La polul opus se află Gloria Buzău, o formație alcătuită din jucătoarea căror medie de vârstă este de 28,6 ani. Totodată, în acest sezon de campionat au fost legitimate 55 de sportive din străinătate. Revenim însă la meciul nostru, se reia partida. Sabrina Lazea a luat loc pe banca de rezerve. Accidentarea ei pare destul de serioasă. Este vorba de o accidentare la genunchiul stâng. Ambele echipe sunt în formulă completă în acest moment. Alexandra Severin pentru Andreea Tecar. Acum Severin. S-a fluierat un fault acolo, a încercat să spargă defensiva adversarelor Andreea Mihart, însă s-a repliat perfect CSM-ul. În prepasiv gazdele Severin. Pentru numărul 15, Andreea Mihart, din nou au închis unghiul foarte bine jucătoarele lui Thomas Ride. Și avem parte de un nou timeout solicitat de Gheorghe Tadic la scorul de 24 la 24. Nemulțumit Gheorghe Tadic, să vedem ce are de spus. Da, le face ce le face. Jucăm cu răbdare. Severin, de ce vii în fața ei? De ce vii aici? Atacă pe bara stângă și dai de acolo drumul. Pe pasul de partea aia urmărești și la ea. Da? Vedeți cum ai să înfiți pasul de pasul. Fiți atent la repuneri, că stă tot timpul una ieșit afară și vine la intercepție să repuneți pe stânga. Hai! Iarul iese. Atacă acolo. Vino spre minge dacă este intermediar. Vezi că are două eliminate. O dăm. Cine se va concentra mai mult pe acest final de partidă va avea câștigă de cauză. Remarcabil felul cum a rezistat HC Zalău în fața vicecampioanei României, la care nu evoluează mai multe jucătoare de bază, așa cum vă spuneam. În schimb, la Zalău nu poate fi folosită Irina Ivan din cauza unor probleme medicale. Teodora Popescu s-a fluierat pasiv și minge câștigată de CSM București. Au șansa să treacă din nou la conducerea confruntării jucătoarele lui Thomas Ride. Aproximativ 3 minute rămase din această confruntare. Lechici pentru Torstenson. Acum încearcă să se întoarcă Andreea Lechici, dar este ținută de către Alexandra Severin. Klikovac pentru Andreea Lechici, Torstenson. Scapă această minge Klikovac și contraatacă al Zalăului. Face un fault la timp Andreea Klikovac pentru a opri atacul furibund al Zalăului. Va fi un pozițional pentru sportivele îmbrăcate în roșu și negru. Publicul simte că elevele lui Gheorghe Tadic au nevoie de încurajări. O pătrundere acum a numărului 15, Andreea Mihart, care scoate și un fault. Este aruncare de la
9 metri pentru HC Zalău, aceeași Andreea Miharti lasă Alexandrei Severin. Severin faultată de către Andreea Klikovac. Un timeout de arbitru, este necesară ștergerea suprafeței de joc. Se rea confruntarea cu Zalăul în atac. Vine sus la primire Teodora Popescu, acum Andreea Tecarti pasează Cristiane Nica, dar se opune Elena Grubișić, salvatoare în repriza secundă Grubișić. Contraatac al CSM-ului, minge pierdut acolo de formația din București, nu-mi explic ce s-a întâmplat acolo. Nemulțumită Andreea Lechic și Linea Torstenson. Au flerat fași arbitrii, însă nu cred că este vorba de așa ceva. Cert este că mingea ajunge în posesia Zalăului. Ne pregătim să intrăm în ultimul minut al confruntării. Dana Abedă, Cader, Severin pentru Cristiana Nica, acum Andreea Tecar pentru Abedă, Cader. Aceeași Andreea Tecar, blocată Andreea Tecar de către dublajul bucureștencelor. Suntem în ultimul minut al încleștării. Dana Abed, Cader, înscrie gol pentru Dana Abed, Cader. Poate fi golul unei victorii neașteptate a Zalăului, însă CSM București mai are timp să răspundă. Andreea Lechic se opune Kelemen, dar se fluieră un fault și va fi aruncare de la 9 metri pentru CSM București. Eroic s-a opus Raluca Kelemen. Au nevoie de o schemă jucătoarele de la CSM București pe acest final incendiar de partidă. Să vedem cum decurge discuția din tabăra bucureșteană. Foarte greu să ne dăm seama ce le-a indicat Thomas Ride jucătoarelor sale în condițiile în care este vacarm aici în sala Gheorghe Tadic. HC Zalău are avantaj minim pe tabelă și este aproape să furnizeze, dacă vreți, rezultatul etapei, învingând-o pe CSM București. De foarte mulți ani Zalăul nu a reușit să o învingă pe CSM București. Va fi repunere de la 9 metri pentru echipa din capitală. Torstenson îi pasează Andreea Klikovac. Klikovac trage, dar se opune Raluca Kelemen. Foarte nervoasă acolo Andreea Klikovac, care vede și 2 minute de eliminare. Ar fi vrut să primească un fault pentru acea pătrundere. Dueluri aprige acolo între jucătoarele celor două echipe. Raluca Kelemen a văzut în cele din urmă eliminarea de 2 minute. Discutabile multe faze ale acestei confruntări. Îl văd pe observatorul Bogdan Anton având o discuție cu arbitrul Silviu Sabu din Pitești. A intervenit acolo și Gheorghe Tadic. Cu Torstenson pentru Lechic, acum Andreea Klikovac, înapoi la Klikovac, a încercat o combinație cu prima pintă și scapă fără gol primită HC Zalău. Victoria rămâne aici în pieptul lui Gheorghe Tadic, trage la poarta Elenei Grubișić, Dana Becader, bucurie mare la Zalău, 25-24, Paul Olar și echipa TVR Cluj, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de TVR, numai bine!